Dacă ești interesat să urmezi o carieră militară, jandarmeria scoate la concurs 400 de locuri la școlile militare de subofițeri jandarmi. O nouă sesiune de admitere se va organiza în perioada 15 februarie-17 aprilie anul curent. Tinerii care își doresc să devină jandarmi vor avea posibilitatea ca în perioada următoare să depună cererile de înscriere la structurile de resurse umane aparținând inspectoratelor generale și județene, cu precizarea că dosarul de candidat trebuie completat până în 10 martie 2021. Pentru această sesiune au fost alocate 400 de locuri la școlile Grigore Alexandru Ghica din Drăgășani și Petru Rareș din Fălticeni. În perioada 15 februarie-17 aprilie 2021 se organizează o nouă sesiune de admitere pentru tinerii care doresc să urmeze una din instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Tinerii care doresc să devină jandarmi pot să opteze pentru Școala Militară de Subofițeri Grigore Alexandru Ghica Drăgășani sau Școala Militară de Subofițeri Petru Rareș Fălticeni, unde sunt puse la dispoziție 400 de locuri. Cererile de înscriere se pot depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Jandarmeriei Mehedinți în perioada 15 februarie-28 februarie. Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După evaluarea psihologică, urmează evaluarea performanțelor fizice, testele de specialitate, iar la final, examenul medical pentru tinerii care au rămas în concurs după parcurgerea probelor amintite anterior. Mai multe detalii despre această sesiune de admitere se pot obține de pe site-urile Ministerului Afacerilor Interne, precum și a școlilor militare de profil. Termenul limită variază între data de 15 februarie și data de 17 aprilie anul curent.